Șoferul care a căzut pe data de 29 ianuarie cu mașina într-un canal de pe Crișul Repede, pe drumul dintre Alești și Aștileu, este de negăsit. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Crișana, capitan Camelia Roșca, căutările pompierilor militari și ale scafandrilor au durat 8 zile, efectuându-se o cercetare amănunțită a zonelor unde s-ar fi putut afla șoferul. Acesta s-a răsturnat cu mașina într-un canal care alimentează centrala din zonă din cauza vizibilității reduse. Pompierii ajunși la locul incidentului au găsit doar autoturismul răsturnat și grav avariat, dar nu și șoferul, scrie Bihon.ro. Cercetările în acest caz continuă în cadrul unui dosar penal sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.